Sabi, gata, a trecut și meciul cu Vâlcea. Din păcate am ratat victoria. Da, în primul rând eu sunt foarte mândră de toată echipa, inclusiv fetele care nu au prins să joace. Ne-am ținut, s-a văzut că ne-am dorit să câștigăm și cred că chiar, cum spunea și domnul profesor aseară, a fost o victorie cumva nemeritată pentru Vâlcea, pentru că s-a văzut că am fost echipa mult mai bună. Asta este, mergem mai departe, trebuie să ștergem cu buretele, să fim mental puternice și să ne concentrăm pe următorul meci. Urmează deplasarea de la Craiova. Da, cum spuneam, trebuie să trecem peste meciul de la Vâlcea, avem 2-3 zile să ne pregătim pentru meciul de la Craiova și sunt sigură că o să reușim să ținem nivelul la fel de ridicat și sperăm să aducem 3 puncte acasă. E clar că există și un pic de amărăciune după meciul de aseară. Cum e atmosfera acum? Da, normal că suntem supărate. Cum vorbeam și cu fetele aseară, cred că nu eram atât de supărate dacă era o diferență mai mare, dacă îmi pierd așa pe ultimele secunde, puteam măcar să scoatem un egal. Dar nu avem ce face, ăsta este sportul, ăsta este handbalul și până la urmă aici se vede calitatea care e mai tare mental și reușește să treacă peste aceste meciuri și aceste momente grele, are de câștigat. Cum vezi partida de la Craiova? Cred că o să fie o partidă grea, având în vedere că suntem cam în aceeași situație, oarecum în clasament. Eu, din păcate, în vară nu am fost la meciurile de pregătire, nu știu exact cum au fost meciurile, dar sunt sigură că vom strânge rândurile și că vom face o figură foarte frumoasă. De ce avem nevoie acolo, la Craiova? Avem nevoie de apărarea pe care am avut-o aseară. Să fim foarte agresive și mult mai calme în atac, să încercăm să eliminăm greșelile pe care le-am făcut în meciul de ieri.